Programul Școala Altfel se va desfășura în perioada 18-22 aprilie, în ultima săptămână de școală, urmând ca după aceea elevii să intre în vacanța de Paște. Potrivit calendarului structurii anului școlar, Școala Altfel este programul derulat sub sloganul Să știi mai multe, să fii mai bun și își propune implicarea elevilor și profesorilor în activități extracurriculare și extrașcolare cu scopul valorizării talentelor și competițiilor în domenii cât mai diverse. Așadar, de astăzi, 18 aprilie, pentru o mare parte a elevilor, clopoțelul nu mai cheamă la orarul obișnuit, ci la programul derulat până la începerea vacanței. În timpul pauzelor, curțile școlilor sunt mai puțin animate de elevi. Asta pentru că începând de luni, de astăzi 18 aprilie, se desfășoară săptămâna școlară denumită Școala Altfel. Urmează ca după Paște, la câteva zile, elevii să-și reia cursurile. Din 23 aprilie urmează vacanța de Paște a elevilor, cursurile urmând a fi reluate de miercuri 4 mai. Potrivit calendarului, pentru anul școlar în curs, vacanța de vară va avea loc în perioada 25 iunie-11 septembrie, când va începe următorul an școlar.